Jandarmeria Română se alătură și în acest an inițiatorilor acțiunii internaționale Ora Pământului, precum și demersurilor Guvernului României de a mobiliza în număr cât mai mare instituțiile publice cu scopul atragerii atenției asupra problemelor de mediu actuale, poluarea, încălzirea globală și folosirea resurselor finite pentru satisfacerea consumului din ce în ce mai ridicat de energie. Jandarmeria Română a rămas un partener constant al acțiunii Ora Pământului, iar demersurile de protejare a mediului nu se limitează doar la o singură acțiune, ci și la promovarea la nivel național în toate unitățile a unui consum rațional al energiei, cu scopul reducerii cheltuielilor administrative, dar și pentru reducerea poluării. Totodată, nu trebuie omis faptul că Jandarmeria Română are atribuția prin legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea instituției, atribuții în domeniul protecției mediului înconjurător, al florei și faunei, în responsabilitatea sa aflându-se și zonele care au statut de arie naturală protejată de pe întreg teritoriul României. În semn de susținere, sâmbătă 19 martie, între orele 20:30 și 21:30, toate unitățile Jandarmeriei Române vor participa activ la acțiune prin stingerea luminilor și oprirea aparaturii electronice în sediile acestora, excepție făcând doar sistemul comunicațional și dispeceratul unităților pentru a nu afecta capacitatea operațională și misiunile ce revin instituției.